Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face o etalare pentru Zodia Capricorn, luna sau ascendent în Zodia Capricorn, pentru următoarele zile, următoarea săptămână. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc că este o etalare generală și vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați, care se potrivesc pentru fiecare dintre voi. Și dacă nu v-ați inscris la canal, vă recomand să o faceți, este gratuit și în acest mod noi ne vom conecta energetic pentru a primi răspunsuri din partea tarotului în etalările viitoare. Și dacă doriți o etalare în privat, dedesubtul acestui videoclip este adresa de mail unde puteți scrie și vă voi răspunde cu drag. Haideți să vedem pentru Zodia Capricorn, pentru toți cei care s-au înscris la canalul meu, pentru cei care s-au abonat. Ce va fi, ce se va întâmpla în următoarea săptămână? Pentru toți cei care mă susțin, pentru toți cei care mă urmăresc, pentru toți cei care s-au înscris la canalul meu, pentru toți cei cu o energie pozitivă, Zodia Capricorn, luna sau ascendentul Zodia Capricorn, cum va fi următoarea săptămână în viața dumneavoastră, ce întâmplări, evenimente vor veni? Mulțumesc. Ceva nu funcționează, ceva nu merge așa cum ar trebui să meargă în viața dumneavoastră. Lent, tocmai că a ieșit cavalerul de monede. E nevoie de răbdare în următoarea săptămână, pentru că văd o lipsă de bani sau un blocaj, un sacrificiu pe care trebuie să-l faceți, dar eu aș dori să clarific fiecare card în parte, dacă nu vă deranjează, pentru că îmi place să aprofundez, să aflu detaliile. Mulțumesc! Ok. Aici văd pajul de monede. Un bărbat sau un tânăr, mai tânăr, o persoană mai tânără în semn de pământ sau fecioară capricorn. Văd că veți primi un cadou din partea acestei persoane sau dumneavoastră veți oferi acest cadou. Aici văd o persoană onestă, simplă sau dumneavoastră, dacă sunteți dumneavoastră, vă gândiți la studiile dumneavoastră, vă gândiți la stabilitatea financiară, poate vă gândiți la un proiect din trecutul dumneavoastră și doriți, îl studiați și doriți să-l puneți în aplicare. Aveți nevoie de o împingere, să spunem așa, de la spate pentru a face primul pas. Pentru că vă văd un pic nesiguri, da? Neîncrezători. Și aici cu văd că veți primi un cadou sau vi se va oferi un cadou sau aveți nevoie de un ajutor, de o mână de ajutor, de un sfat sau chiar de un, nu știu, de un cadou practic, cum ar fi poate bani, da? Și văd că doriți să faceți o schimbare importantă în viața noastră, să aduceți mai multă căldură, mai multă profunzime, mai multă semnificație și doriți să vă schimbați viața și unii dintre voi chiar văd un copil sau o persoană mai tânără care studiază, vă va face un cadou și cu spânzuratul cu pajul de bețe. O persoană în semn de foc, berbec, leu, săgetător, rac, scorpion, pești sau cu luna ascendentă în aceste semne zodiacale, văd că este pe gânduri în ce privește un plan, un proiect. Este un blocaj aici, trebuie să vadă lucrurile altfel sau dumneavoastră va trebui să vedeți lucrurile altfel în ce privește acest tânăr, brunețel, un sacrificiu. Aici cineva are nevoie să vadă de unicitatea sa, de unicitatea propriei sale persoane. Și văd că vă rugați sau spiritualitatea va are un rol important sau e nevoie să vă sacrificați pentru persoanele dragi vouă. Și dacă vă veți simți blocați pe loc sau frustrați, vi se spune să nu vă preocupați pentru că puteți să faceți, vi se pare că nu faceți nimic, dar
Puteți aprofita să vă gândiți la planurile de viitor pe care le aveți, pentru că văd aici că aveți, da? Și să terminați ce ați început, să nu amânați sau să nu blocați sau să nu vă opriți ce ați început, da? Aici moartea îmi spune că, va vedeți după acest spânzurat, este moartea, deci lucrurile se vor sistema, vor evolua. Văd că se va termina acest blocaj și veți avea parte de o schimbare, de o transformare. Acele situații neplăcute, sărăcăcioase, să spunem așa, sau sacrificiile pe care le-ați făcut, le veți lăsa la spate, le veți lăsa în urmă. Vi se spune să tăiați acele ramuri seci și să eliminați acele traume din trecut sau trecutul, să mergeți înainte pentru că veți găsi lumina, veți ieși la lumină. În acest mod veți lăsa ca noi începuturi să revină în viața noastră, pentru că văd că veți primi o surpriză. Veți avea parte de o surpriză, de o veste, de o reușită în casă sau din partea unei instituții. Veți reuși să rezolvați ceea ce vă preocupă aici, da? Veți reuși, văd că vă veți bucura, veți petrece, veți fi satisfăcuți, da? Deci văd că va fi bine. Și nouăle de cupe o dorință împlinită, în ce privește poate studiile sau în ce privește o situație din trecut prin care ați trecut, văd că vă veți simți împliniți, satisfăcuți, vă veți vindeca emoțional. Și aici văd și că cineva e posibil să-și dorească un copil sau cineva dorește să înceapă un curs profesional sau să studieze 9 luni, o situație care va dura 9 luni. Văd și că veți petrece cu prietenii, cu familia, o persoană fidelă, un prieten vă va sta alături. Văd o reușită în afaceri, o dorință împlinită. Este clar că unii dintre voi veți semna un contract sau veți vinde ceva, comerț, nu știu, marketing sau în ce privesc afacerile, acordurile. Văd că veți reuși, da? Deci veți reuși într-o afacere. Este clar că veți reuși. Și cavalerul de monede, un bărbat în semn de apă, rac, scorpion, pești, sau doriți să colaborați cu această persoană, dacă vă gândiți la această persoană, are intenții serioase pe termen lung sau dumneavoastră vă veți face un plan, un proiect în ce privește abundența dumneavoastră, prosperitatea dumneavoastră, dar vă și o tentație în ce privește banii, aveți grijă la bani, da? Deci văd că veți fi tentați sau vă veți gândi la sau va trebui să faceți un drum, să plătiți ceva sau să primiți o sumă de bani sau veți intra în legătură cu persoane de peste hotare sau de la drum în ce privesc banii, dar se va mișca lent, dar va dura pe termen lung. Aveți grijă la o persoană care va încerca să vă tenteze, o persoană egoistă care își privește interesul, să nu vă păcălească în ce privesc banii, da? Să fiți atenți, pentru că nu este pozitivă această persoană, cum vedeți și dumneavoastră. Sau soțul, iubitul, poate avea o problemă de genul sau poate chiar din partea soțului. Deci fiți atenți în ce privesc banii. Eu citesc energiile dumneavoastră. Faceți cum credeți dumneavoastră, deci nu depinde de mine. Șaptele de monede cu căsătoria. Aici văd că vă veți gândi un pic ce ați oferit la membrii familiei, la familia dumneavoastră, la persoana iubită, câtă muncă ați depus, ce ați oferit, cât v-ați sacrificat și sunteți un pic dezamăgiți sau supărați în următoarea săptămână. Sau în ce privește căsătoria dumneavoastră, cum funcționează, cum merge, e ca și cum nu primiți ceea ce ați oferit, e ca și cum nu vi se întoarce înapoi sacrificiile și timpul dumneavoastră, sentimentele dumneavoastră și acest lucru vă întristează, vă pune pe gânduri și văd că căutați soluții. Unii dintre voi văd că ați depus multă muncă și sacrificii și sentimente și vi se spune să aveți răbdare, că veți culege munca dumneavoastră, veți culege sacrificiile dumneavoastră, adică veți fi răsplătiți, dar trebuie să aveți răbdare, că va mai dura. Steaua cu șasele de monede, zodia vărsător, sau e posibil să...
Cu steaua aici sunteți indeciși și în ce privește dorințele dumneavoastră sau într-un loc precis anume, vă gândiți la o situație sau la o dorință de a dumneavoastră, vă gândiți la destinul dumneavoastră, vă gândiți la trecut, poate trebuie să faceți o alegere și sunteți indeciși, sunteți pe gânduri. În ce privește acel trecut, poate să oferiți un ajutor sau aveți nevoie de ajutor. Văd că vor fi persoane disponibile în jurul noastră, văd altruism din partea altor persoane, prietenie. Există foarte multă speranță să primiți ce aveți nevoie pentru a se echilibra această situație. Cu steaua aici văd că va fi o reînnoire, o vindecare, o îmbunătățire, o renaștere. E ca și cum veți vedea o prima luminiță de la capătul tunelului și vă va aduce multă speranță acest lucru. Și nu știți ce să faceți în ce privește... Unii trebuie vă gândiți la o călătorie sau la o vacanță, la mare, dar văd foarte multă abundență aici și foarte multă speranță să vi se îndeplinească dorința. Haideți să vedem și ce vă spune acest oracol pentru zodia Capricorn. Ok. Trebuie să eliminați ceva din viața dumneavoastră. Văd o separare sau trebuie să, nu știu, unii dintre voi poate veți merge să tăiați părul, da? Poate veți merge la frizer, la coafor, un cadou. Sau alții văd că trebuie să renunțați la ceva. Să eliminați ceva, să aduceți o schimbare, să aduceți o schimbare în viața. Aici văd că doriți să schimbați ceva, da? Doriți să schimbați ceva în viața dumneavoastră și să eliminați ceva sau să vă separați sau să eliminați o persoană sau o situație din viața dumneavoastră. Văd o evoluție, o evoluție spirituală sau o înțelepciune, o maturizare pe care o veți avea în următoarea săptămână. Veți simți și prezența îngerilor. Aici vi se spune să fiți atenți la semne, să fiți prezenți. Unii dintre voi o veți conecta cu divinitatea și chiar văd că veți avea un înger alături de voi sau o persoană dragă din familia dumneavoastră care nu mai este născut în semn de foc, berbec, leu, săgetător, care a fost născut în semn de foc, berbec, leu, săgetător și vă va duce împlinire, vă va trimite un semn printr-o situație rezolvată sau vă veți da seama că ați fost ajutați de divinitate sau de acea persoană, că v-a stat alături, că v-a ajutat să treceți peste probleme, peste obstacole. Haideți să vedem și ce va spune acest oracol. Mulțumesc! Da, văd că aveți anumite probleme cu banii, cu finanțele sau e posibil cineva să aibă o dependență sau anumite vicii și de acolo să aveți pierderi de bani sau probleme cu banii, da? Și Mercur retrograd. Cum am zis aici, văd că comunicarea nu este tocmai pozitivă în următoarea săptămână sau nu funcționează tocmai cum v-ați aștepta sau cum vă doriți. Trebuie să revedeți tot într-o situație, să revedeți tot. Deci dacă aveți o problemă cu banii sau o afacere sau o situație, trebuie să eliminați din viața dumneavoastră o persoană sau să renunțați la ceva sau trebuie să revizionați din nou acea situație, să comunicați din nou. Ceva nu a fost clar sau nu este clar, așa că trebuie să aprofundați, să vă interesați mai mult. Da? Și zice că veți renunța din nou la ceva, cum am zis, cum a ieșit și această farfecă. Și făcând acest lucru, veți lăsa ca noi începuturi sau noi situații sau noi orizonturi să vină în viața dumneavoastră. Acum, deci ai nevoie să faci o curățenie, ordine. Și trebuie să creezi un poster cu imagini sau să cauți imagini, poze sau gânduri, cuvinte de inspirație, să vizionezi, să-ți imaginezi în mintea ta. Trebuie să aprofundezi acest lucru, să întorci pe o parte și pe cealaltă, nu știu despre ce e vorba, dar acest lucru te va ajuta. Și văd că trebuie să înveți ceva, un studiu sau trebuie să faci lecții cu copiii sau văd că va trebui să înveți ceva, să studiezi ceva și văd că acest lucru sau poate tu ești un profesor sau ești în cadrul învățământului și acest lucru zice că este vocația ta superioară,
Deci te vei ocupa de acest lucru, da? Și că ai un talent sau ești foarte bun în ceea ce faci. Vei învăța sau vei învăța pe ceilalți la rândul tău. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. La revedere, sănătate, numai bine, v-am pupat!